numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Pacea să fie cu voi. Acesta este cu adevărat martir, căci a vărsat sângele pentru numele lui Hristos. De amenințările judecătorilor nu s-a temut și a ajuns în împărăția cerească. Presfințite cele voastre părinți concelebranți, părinți profesori, oaspeți, dragi persoane consacrate, dragi viseminariști, iubiți credincioși, am îmbrăcat astăzi haina sângelui, a iubirii, haina jertfei, haina roșie, pentru a onora pe acela care a fost păstorul nostru și pentru a implora de la Dumnezeu ca El să devină recunoscut mai degrabă sfânt, iar poporul nostru să fie binecuvântat în amintirea Lui. Avem nevoie de cei care stau înaintea noastră cu exemplul lor, ne cheamă, ne îndeamnă ca să ne bucurăm de întâlnirea cu Dumnezeu, Dumnezeu cel milostiv, care nu ne părăsește, care ne însoțește, care ne încurajează, care ne primește, care ne iartă. Împreună cu toți, cu întreaga dioceză, îi aducem lui Dumnezeu preamărire prin fericitul nostru Anton Durcovici și ridicăm spre ceruri mâinile și rugăciunile noastre, implorând și ajutorul Preacuratei Fecioare Maria pentru biserica noastră locală și pentru întreaga țară, pentru Sfântul Părinte. Îi cerem iertare lui Dumnezeu pentru toate păcatele și lipsurile noastre și ne dispunem să ascultăm cu credință lecturile sfinte, Sfânta Predică, și să celebrăm jertfa Sfintei Liturghii, actul suprem al iubirii lui Dumnezeu, Iisus, față de noi. Mărturisesc lui Dumnezeu și vouă, frați, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiune, din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea rog pe Sfântă Marie, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine, la Domnul Dumnezeu. Să aibă milă de noi atotputernicul Dumnezeu, și iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică. Gloria in excelsis Deo.
ne rugăm. Dumnezeule, care în fericitul episcop Martir Anton i-ai dăruit bisericii tale un pastor strălucit, mărturisitor al credinței catolice prin cuvânt și faptă, dă-ne prin mijlocirea lui ca mărturisind aceeași credință să rămânem înrădăcinați și întemeiați în iubire prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul tău, care fiind Dumnezeu împreună cu tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Citire din Cartea Înțelepciunii. Sufletele celor drepți sunt în mâna lui Dumnezeu și niciun chin nu se va atinge de ele. În ochii celor nepricepuți păreau că mor și ieșirea lor era considerată o nenorocire, plecarea de la noi distrugere, dar ei sunt în pace. Și dacă în văzul oamenilor sunt pedepsiți, speranța lor este plină de nemurire. Fiind disciplinați cu puține suferințe, li s-au făcut multe binefaceri, căci Dumnezeu i-a încercat și i-a găsit vrednici de el. Ca pe aur în foc i-a probat și i-a primit ca pe o jertfă de ardere de tot. În timpul vizitărilor vor străluci și vor alerga ca scânteile printre paie. Vor judeca neamuri, vor stăpâni popoare și Domnul lor va domni peste ei în veci. Cei care s-au încrezut în El vor înțelege adevărul și cei care cred în iubire vor rămâne cu El, căci harul și îndurarea sunt pentru aleșii Lui. Cuvântul Domnului. În mâinile tale, Doamne, îmi încredințez sufletul. În mâinile tale, Doamne, îmi încredințez sufletul. Fii pentru mine o stâncă de scăpare, o cetate întărită ca să mă mântuiești. Tu ești stânca mea, cetatea mea, pentru numele Tău condu-mă și călăuzește-mă. În mâinile Tale, în mâinile tale mi-ncredințez sufletul. Tu mă vei mântui, Doamne Dumnezeule adevărat. Mă voi bucura și mă voi veseli de îndurarea ta, căci ai privit la umilința mea. În mâinile tale, scapă-mă din mâinile dușmanilor mei și de cei care mă urăsc. Fă să strălucească fața ta peste slujitorul tău. Mântuiește-mă în înturarea ta. Citire din scrisoarea Sfântului Apostol Paul către romani. Fraților, dacă Dumnezeu este pentru noi, cine este împotriva noastră? El, care nu l-a cruțat pe propriul său fiu,
ba chiar l-a dat la moarte pentru noi toți, cum ne va dărui toate împreună cu El? Cine va aduce acuză împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este Cel care justifică. Cine îi va condamna? Hristos Iisus, care a murit, dar mai mult a și înviat, care este la dreapta lui Dumnezeu, intervine pentru noi. Cine ne va despărți de iubirea lui Hristos? Oare necazul sau strâmtorarea, sau persecuția, sau foametea, sau lipsa de haine, sau primejdia, sau sabia? După cum este scris, pentru tine suntem dați la moarte toată ziua, suntem socotiți ca niște oi de înjunghiere. Dar în toate acestea, noi suntem mai mult decât învingători prin Cel care ne-a iubit. Căci sunt convins că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici cele prezente, nici cele viitoare, nici puterile, nici înălțimile, nici adâncurile și nici vreo altă creatură nu vor putea să ne despartă de iubirea lui Dumnezeu, care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Cuvântul Domnului. Dumnezeule, te lăudăm, pe tine, Doamne, te mărturisim, pe tine te laudă cea ta strălucită a martirilor. Domnul să fie cu voi. Și cu citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos, după Sfântul Ioan. În acel timp, Iisus le-a spus discipolilor Săi: dacă lumea vă urăște, să știți că pe mine m-a urât înaintea de voi. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ceea ce este propriu. Dar pentru că nu sunteți din lume, ci Eu v-am ales din lume, pentru aceasta vă urăște lumea. Amintiți-vă cuvântul pe care vi l-am spus: nu este sclavul mai mare decât stăpânul său. Dacă m-au persecutat pe mine, vă vor persecuta și pe voi. Dacă au păzit cuvântul meu, îl vor păzi și pe al vostru. Însă toate acestea vi le vor face din cauza numelui meu, pentru că nu-l cunosc pe Cel care m-a trimis. Cuvântul Domnului.
Preasfințite, cucernici părinți concelebranți, dragi surori, dragi frați, iubiți credincioși! Cu un an și jumătate în urmă, pe 17 mai 2014, parafrazând cuvântul cardinalului Angelo Amato, care a prezidat celebrarea de beatificare a fericitului Anton Durcovici, putem spune că s-a aprins o stea deasupra grădinii Maicii Domnului, o stea care strălucește și ne vorbește prin exemplul său de curaj, de fidelitate, de iubire față de Dumnezeu, față de Hristos. Și astăzi, dacă suntem aici, vrem să-i mulțumim lui Dumnezeu că avem parte de un fericit, de un sfânt care a pășit pe aceste meleaguri, ceea ce ne apropie foarte mult, și mai ales să ne încredințăm mijlocirii lui, ca să iubim și noi așa cum a iubit biserica și și-a dat viața din fidelitate față de credință și față de Sfântul Părinte Papa. Cuvântul introductiv la liturghia de astăzi pare să sintetizeze bine pe cine îl avem în fața noastră, pe cine îl cinstim astăzi. Acesta este cu adevărat martir, căci a vărsat sângele pentru numele lui Hristos, apoi de amenințările judecătorilor în fața tribunalilor nu s-a temut și a ajuns în împărăția cerească. Și rugăciunea zilei ne spune în câteva cuvinte pe cine îl sărbătorim. Un mărturisitor al credinței catolice prin cuvânt și faptă și un păstor strălucit. Iată, sărbătorindu-l astăzi pe fericitul Anton Durcovici, nu vreau să mă opresc asupra datelor biografice pe care în ultimul timp le-am putut întâlni de atâtea ori, dar să surprindem mesajul pe care îl transmite liturgia în cinstea fericitului Anton. Textele pe care le-am ascultat, cum ilustrează și cum ne învață să privim la un martir. Cu siguranță, fericitul Anton Durcovici, în pregătirea sa, a citit Scripturile, cunoștea foarte bine, așa cum cunoaștem și noi, multe fragmente, multe fraze care ne plac sau pe care le invocăm în diferite momente pentru a ne întări sufletește în fața diferitelor dificultăți. Și pornesc de la Evanghelie, pentru că Evanghelia ne dă cheia de lectură a vieții sale. Nu știu atunci când s-a pregătit ca seminarist sau fiind la Roma, dacă s-ar fi gândit la faptul că avea să vină o zi în care trebuia să înfrunte multe dificultăți și să dea mărturia supremă a martiriului. Cu siguranță că Anton Durcovici s-a întâlnit cu acest text din Evanghelia de astăzi și mai ales cuvântul foarte categoric și clar al lui Hristos. Dacă lumea vă urăște, să știți că pe mine m-a urât înainte de voi. Este un lucru verificat că în toate momentele istoriei bisericii au existat dușmani care nu au acceptat cuvântul lui Dumnezeu, care nu au voit ca oamenii să creadă. Hristos, atunci când îi pregătește pe ucenicii săi, pare să îi avertizeze asupra acestui lucru și toți apostolii foarte curând aveau să întâlnească această împotrivire. Și poate și ei și-au amintit, dacă lumea vă urăște, să știți că mai întâi m-a urât pe mine. Așa a fost și în timpul suferințelor pe care le-a îndurat episcopul nostru martir. Existau oameni care s-au ridicat împotriva altora și au persecutat pentru simplul fapt de a fi creștini, pentru simplul fapt de a ține la biserică, pentru simplul fapt de a ține comuniunea cu urmașul Sfântului Petru. Și cu siguranță că în clipele grele, fericitul Anton Durcovici a avut mereu în față imaginea ucenicului care
a învățat de la învățătorul său, dacă lumea l-a urât pe Hristos și a amintit că și cei care sunt rânduiți urmași apostolilor, și era un urmaș pentru că era episcop, avea să împărtășească aceeași soartă. Însă tot Hristos fundamentează această persecuție care se dezlănțuie împotriva urmașilor săi pentru faptul că lumea urăște pe cei care sunt ai lui, pe care îi trimite ca să vorbească oamenilor, să le spună adevărul și să îi îndrume spre mântuire. Atâta timp cât omul, când spune adevărul și adevărul supără, cu siguranță că se ridică oameni care nu acceptă acest lucru. Și nu numai atât că nu acceptă, dar vor să elimine pe cei care sunt incomozi prin cuvântul lor, prin faptele lor, prin gesturile lor. Și mai ales în acea tendință din anii 40-50, când s-a instaurat regimul comunist și care voia să se debaraseze de biserică, pentru că biserica spunea adevărul prin gura păstorilor. Iată, fericitul Anton, în prim aspect, a avut mereu în față acest adevăr, că cel care îl urmează cu fidelitate pe Hristos trebuie să se aștepte la soarta de care a avut Hristos. Și Hristos a fost răstignit pe cruce, a trebuit să sufere și a plătit această moarte pe cruce pentru că a avut curajul să spună adevărul adevărat în fața oamenilor. În istoria bisericii au existat numeroși martiri, de la primul martir Ștefan și până la ultimii martiri din zilele noastre, apoi că este o constantă. Martiriul este un element parcă pe care se dedește istoria bisericii. Martirologiul se scrie zi după zi. În fiecare zi auzim de diferite suferințe ale creștinilor, de moarte crudă, de închisori, de torturi. Biserica a crescut, așa cum spune și Tertulian, pe sângele martirilor. Sângele martirilor este sămânța creștinilor. Și această sămânță a martirului, care s-a aruncat și pe pământul țării noastre și pe pământul diecezei noastre, iată, continuă să aducă roade, dar nu trebuie să ne facem iluzii că nu vor fi alte suferințe, alte necazuri, alte invitații de a suferi și noi într-un fel sau altul martiriul. De la episcopul nostru trebuie să învățăm că dacă l-au persecutat pe Hristos, dacă l-au urât pe Hristos, și noi trebuie să ne așteptăm la o asemenea soartă din partea celor care nu ne privesc cu ochi buni. Un al doilea lucru pe care îl învățăm de la liturgia de astăzi și care ne ajută să înțelegem profilul moral, spiritual al fericitului Anton Durcovici, vine din partea lecturii a doua. Atunci când s-a întâlnit cu suferința și mai ales intuia că va fi această suferință și a acceptat totuși să fie episcop de Iași, cu siguranță că se gândea din toate acele momente, oare cine ar putea să-l despartă de iubirea lui Hristos? El care s-a dăruit bisericii prin slujirea preoțească și apoi a acceptat să fie episcop de Iași, cu siguranță că avea imaginea acestor cuvinte, ecoul acestor cuvinte, cine ne va despărți de iubirea lui Hristos? Oare necazul, strâmtorarea sau persecuția, arată cuvântul exact, sau foametea, foamea pe care am durat în închisoare, sau lipsa de haine, sau primejdea, sau sabia. Anton Durcovici, iată, se încredea foarte mult în ajutorul celui pe care îl sluja. Și-a dăruit viața în totalitate lui Dumnezeu. Și lectura a doua începe tocmai cu aceste cuvinte: dacă Dumnezeu este pentru noi, cine poate fi împotriva noastră?
Și pentru noi este valabil același lucru, dacă ne știm în pace cu Dumnezeu, dacă noi îl iubim pe Dumnezeu, cine poate fi împotriva noastră și cine ne poate despărți de iubirea lui Hristos? Un verb aici care îmi place să subliniez, a despărți, a ne separa. Separarea, despărțirea duce la dezbinare, duce la răcirea inimilor. Atunci când suntem dezbinați, separați, nu mai avem acea căldură de care avem nevoie pentru a ne trăi viața. Și știm că dezbinarea, despărțirea, vrăjbășia vine de la diavol. Am putea spune că aici, în cazul fericitului Anton Durcovici, preluând secvența pascală, moartea și viața s-au înfruntat într-un duel foarte aplic și până la urmă a învins viața. Moartea și crucea lui Hristos nu au fost ultimul cuvânt, dar a fost viața, învierea. Și am putea spune că și în viața fericitului Anton Durcovici, în momentul în care a trebuit să sufere, mai ales perioada de închisoare, moartea și viața s-au duelat. Au fost într-un duel, dar el a învins până la urmă, pentru că nimica, absolut nimica, nu a putut să-l despartă de dragostea lui Hristos. Și astfel a meritat, trecând prin cruce, să ajungă la fericire, să ajungă la fericirea veșnică, să ajungă la acest moment în care să fie ridicat la cinstea altarelor. Iată, atunci când noi suntem uniți împreună, atunci când noi suntem uniți cu Dumnezeu, suntem uniți cu Hristos, atunci când noi ne facem datoria de creștini, cu siguranță nu trebuie să ne temem de nimica, suntem toți împreună și atunci când suntem toți împreună avem și curajul mărturisirii, avem și acea capacitate de a ne uni inimile pentru o cauză comună, așa cum a fost și inima fericitului Anton. Inima lui, în mijlocul suferințelor, a continuat să bată pentru Sfântul Părinte Papa, de care nu voia să se despartă, așa cum propuneau dușmanii bisericii. Viața lui, sufletul lui era ancorat în mijlocul poporului la care a fost trimis, poporul din Moldova. Nici o clipă n-a uitat de credincioși, de parohiile pe care le-a vizitat. Nimica nu a putut să se despartă, i-a iubit. A fost într-o unire, într-o comuniune perfectă și cu poporul lui Dumnezeu și cu succesorul Sfântului Petru. De aceea, în scrisoarea de beatificare, cardinalul Amato amintea de cuvintele papei cu care îl elogia pe fericitul Anton Durcovici, un păstor plin de zel, un apostol al adorației euharistice și un mărturisitor fidel al comuniunii cu Sfântul Părinte Papa. Aici avem și un secret din viața lui, apostol al adorației euharistice, și credem că această dragoste și această înflăcărare față de Iisus euharisticul a constituit hrana lui, tăria lui în acele momente grele, ceea ce l-a făcut să fie și mai unit cu Hristos și să se încreadă în cuvintele pe care le-a spus: nimica, absolut nimica, nu ne poate despărți de iubirea lui Hristos. Și venim și la prima lectură, Cartea Înțelepciunii, care pare să ne ofere, să ne dea dreptate că atunci când se întâmplă asemenea lucruri potrivnice și cursului normal al unei vieți, totuși ultimul cuvânt este la Dumnezeu. Sufletele celor drepți sunt în mâna lui Dumnezeu. Omul drept, Anton, cu siguranță că este în mâna lui Dumnezeu, pentru că a fost declarat fericit. În ochii celor nepricepuți păreau că mor și ieșirea lor era considerată ca o nenorocire. Poate s-au bucurat, au triumfat unii atunci când el nu mai era, atunci când l-au dus într-un loc necunoscut. Și dacă în văzul oamenilor sunt pedepsiți, speranța lor este plină de nemurire. Mulți au suferit în acei ani de prigoană, mulți s-au ridicat împotriva bisericii,
Mulți au considerat că biserica, credința, nu mai sunt de folos. Dar iată mărturisitorul fidel, martorul fidel al lui Hristos, care merge mai departe și merge cu speranța că Dumnezeu are ultimul cuvânt în viața omului. S-a pregătit pentru acest moment. Știm că a dus o viață ascetică deosebită, fiind disciplinați cu puține suferințe, li s-au făcut multe binefaceri. Pare să se potrivească foarte bine și acest cuvânt, disciplinat, cu asceză foarte severă, a putut să fie antrenat pentru a suferi acele momente grele, cumplite, căci Dumnezeu a încercat și a găsit vrednici de el. Dumnezeu l-a încercat. Nu știu dacă a fost o încercare în sensul de a vedea dacă rămâne fidel până la capăt, dar proba supremă a fost trecută atunci când, în mijlocul celor mai cumplite suferințe, gândul său era tot la Dumnezeu, era la sufletul său, atunci când cerea dezlegare, pentru că voia să plece din această lume cu sufletul împăcat, cu Dumnezeu împăcat, pentru ca să-L primească în împărăția celor drepți. Iată, iubiți credincioși, în câteva cuvinte, pentru că sunt multe lucruri care, cu asemenea ocazie, se pot spune despre un sfânt și unul care este îndrăgit de noi, să ne amintim de acest exemplu al său și mai ales să ne lăsăm atrași de modul său de a trăi credința, de a mărturisi credința. Cu siguranță că nu ni se cere astăzi nouă jertfa pe care el a trebuit să o suporte. Poate nu mai avem parte de aceleași suferințe, dar există alte feluri de martiriu, există alte modalități în care suntem puși la încercare, există altfel de dușmani de ai noștri, în ghilimele, dușmani care sigur nu ne privesc cu ochi buni pentru că suntem catolici, pentru că suntem creștini, pentru că frecventăm biserica, pentru că venim la Sfintele Sacramente. Avem un martiriu poate în familiile noastre, în societate, să privim mereu la acest exemplu pe care ne l-a dat fericitul Anton Durcovici. Este un exemplu actual pentru noi, ca și noi să ne încărcăm viața cu exemplul virtuților sale și mai ales al acestei încredere absolute că orice s-ar întâmpla, nimica nu trebuie să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu. Amin. Fraților prea iubiți, cu inimi pline de bucurie și recunoștință, să înălțăm rugăciunea noastră către Tatăl Ceresc, pentru ca mărturia eroică a fericitului Anton Durcovici să devină pentru noi toți un izvor de reînnoire în credință și iubire. Dumnezeule, Părinte iubitor de oameni, ajută cu harul tău pe Sfântul Părinte Papa Francisc și pe episcopii noștri, Petru și Aurel, pentru ca, urmând exemplul fericitului Anton, să mărturisească Evanghelia Mântuirii prin dăruirea lor totală față de poporul credincios. Te rugăm, ascultă-ne! Fă ca sacrificiul celor persecutați din cauza credinței să conducă la convertirea persecutorilor și la reconcilierea profundă a inimilor. Te rugăm, ascultă-ne! Prin mijlocirea fericitului Anton, dăruiește familiilor creștine harul de a fi dispuse să-și mărturisească credința cu prețul oricărei jertfe. Te rugăm, ascultă-ne! Ocrotește-i pe copii și pe tineri și ajută-i să afle în creștinii adulți modele autentice de iubire a lui Dumnezeu și de slujire a aproapelui.
Te rugăm, ascultă-ne. Vino în ajutorul celor care suferă în trup sau în spirit și arată-le puterea vindecătoare a harului tău. Te rugăm, ascultă-ne. Dă-ne harul ca prin faptele noastre de fiecare zi, viața noastră să devină o jertfă plăcută în fața ta. Te rugăm, ascultă-ne. Pentru rugăciunile fericitului Anton, primește-i pe răposații noștri în pacea împărăției tale cerești. Te rugăm, ascultă-ne. Dumnezeule, tăria celor care se încred în tine, te rugăm, ascultă rugăciunea pe care această familie ți-o înalță prin mijlocirea episcopului martir Anton și fă ca sămânța sângelui său să rodească în noi iubirea față de numele tău sfânt și față de frați. Prin Hristos Domnul nostru. Amin.
Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu Tatăl Atotputernicul. Dumnezeule preîndurător, revarsă binecuvântarea ta asupra acestor daruri și întărește-ne credința pe care fericitul Anton a apărat-o cu prețul sângelui prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, dar tot puternic veșnic Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos, căci fericitul martir Anton, după exemplul lui Hristos, și-a jertfit viața pentru mărturisirea numelui Tău și ne-a dovedit în chip strălucit puterea Ta minunată, pentru că pe cel slab Tu îl conduci la virtutea desăvârșită, și pe cel lipsit de putere îl ajuți să fie statornic în mărturisirea credinței. De aceea, împreună cu puterile cerești, te preamărim și noi de pe pământ și înălțăm numele de laudă al maestății tale, cântând cu bucurie. Sfântești cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt însuflețești și sfințești întregul univers, și fără încetare adun poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să-i se aducă numele Tău jertfă curată. De aceea, Doamne, te rugăm cu umilință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Căci El, noaptea în care era vândut, a luat pâinea și, mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o, a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți,
Acesta este Duhul meu, care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând pătirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi, zicând, luați și beți din acesta toți, acesta este pătirul sângerului meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă, spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuirea Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, să oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii tale și recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu tine. Dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău, harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt, să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi. Mai întâi cu preafericita Fecioară Născătoare de Dumnezeu Maria, cu Sfântul Iosif soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri, cu fericitul Anton Durcovici și cu toți sfinții prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francisc și Episcopul nostru Petru, cu Episcopul Auxiliar Aurel, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața Ta. Întoarce-i la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutindeni. Pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de-a pururi de mărirea Ta împreună cu ei, prin Hristos, Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție Dumnezeule Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Amin. Îndemnați-te poruca Mântuitorului și povățuiți de învățătura Sa dumnezeiască, îndrăznim a spune, Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Tu ești, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat
și ferici de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pace mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre și la credința bisericii Tale, și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Doamne, așa. Să ne despartă de iubirea lui Hristos, nici foamea, nici sabia, nici necazul lor durerea. Tatăl nu l-a cruțat pe unicul său fiu pentru noi, cum ar putea să ne refuze vreo altă rugăminte? La de
dreapta Tatălui, Hristos se roagă pentru noi, urmând cuvântul Său, până și moartea o vom învinge. Este ură, eu s-aduc iubire, unde e ofensă, eu s-aduc iertare. Vrăjbire, eu s-aduc unire, unde-i îndoială, eu s-aduc credință. Rătăcire, s-aduc adevărul, unde-i deznădejde, eu s-aduc speranță. Tristare, s-aduc bucurie, unde-i întuneric, eu s-aduc lumină. Să
să înțeleg pe altul. Să ne rugăm. Întăriți cu sfintele taine, te rugăm, Doamne, să ne dai harul de a imita minunata statornicia fericitului Anton, ca astfel să ne învrednicim a dobândirea splata veșnică a celor îndelung răbdători, prin Hristos Domnul nostru. În spirit de devoțiune și recunoștință față de fericitul Anton Durcovici, acum, imediat după binecuvântare, vom organiza o scurtă procesiune aici în biserică cu relicvia fericitului Anton Durcovici. Vom merge doar ministranții, diaconii și preoții pe centru, apoi în jurul băncilor și vom termina procesiunea la capela fericitului Anton Durcovici. Apoi, cine dorește, poate veni aici în față pentru a săruta relicvia fericitului Anton Durcovici la sfârșit. Domnul să fie cu voi! Să fie numele Domnului binecuvântat! Ajutorul nostru este în numele Domnului. Pe mijlocirea preacuratei Fecioare Maria și a fericitului Anton Durcovici, să vă binecuvânteze pe voi atotputernicul și veșnicul Dumnezeu Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt.
Te preamărim, Doamne, Tată, Fiul și Duh Sfânt, pentru că ne-ai copreșit cu darurile Tale și ne-ai binecuvântat cu un păstor după inima Ta, în persoana Episcopului Anton, martir și păstor al poporului încredințat Lui. Să aducem laudă pentru Preacurata Fecioară Maria, care a luat sub mantia ei ocrotitoare poporul nostru creștin în anii grei, prigoanei și ai suferințelor, primind și ascultând rugăciunile slujitorului Tău, Anton, și pentru că și-a plecat mereu privirea spre noi, apărând familiile și biserica noastră locală. Să aducem mulțumiri pentru Sfântul Iosif, care a fost ales de Episcopul Anton să fie alături de Maica Sfântă, ocrotitorul bisericii noastre locale, așa cum a fost ales să fie păzitorul celui mai scump pe comori, Iisus, Fiul lui Dumnezeu și Fiul Fecioarei, Mântuitorul și bucuria poporului nostru. Primește, Părinte Sfânt, imnul nostru de preamărire, pentru că nu ne-ai lăsat în mâinile vrăjmașilor noștri, ci ne-ai ocrotit cu iubirea Ta și cu îndemnul și exemplul vrednicului nostru, păstor Anton, care și-a jertfit viața pentru noi, urmându-L pe Fiul Tău, Iisus Hristos. Binecuvântat să fii, Doamne, în veci de veci, că Tu ești bucuria și speranța noastră. Fericit este poporul care Te are pe Tine ca Dumnezeul cel adevărat. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maică lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Fericit de Anton Turcovici, roagă-te în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace.